9 bărbați, între care și un minor de 17 ani, au fost reținuți de polițiști în urma unui conflict izbucnit între ei în Piața Unirii din Hațeg. Potrivit anchetatorilor, pe fondul unor discuții contradictorii, bărbații s-ar fi lovit reciproc, folosind și obiecte contundente. După ce au fost potoliți de oamenii legii, două victime au ajuns la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale, fiind avariate și 3 autoturisme. Poliția orașului Hațeg a fost sesizată prin intermediul Serviciului Național Unic de Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că în Piața Unirii din orașul Hațeg ar fi avut loc un conflict între mai multe persoane. În cel mai scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului, constatând că, în urma unui conflict spontan pe fondul unor discuții contradictorii, mai multe persoane s-ar fi lovit reciproc folosind și obiecte contundente. De asemenea, în timpul altercației au fost avariate și 3 autovehicule care erau staționate în zonă. În urma acestui conflict, 2 victime au fost preluate și transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. La data de 15 septembrie 2024, în urma cercetărilor investigativ-operative și aprobatorului administrat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Hațeg, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de 8 bărbați cu vârste cuprinse între 59 și 18 ani, precum și a unui minor de 17 ani, bănuiți că ar fi participat la încăierare. Toate cele 9 persoane urmează a fi prezentate la instanța de judecată cu propuneri legale. Activitățile desfășurate au fost realizate cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.